Che Guevara este unul dintre cei mai nefericiți eroi ai secolului 20. El este omul care a muncit alături de Fidel Castro pentru implementarea totală a comunismului în Cuba. E bine că e camuflat pe oglindă. Dictatorial va fi. Eu am o fascinație vis-a-vis de dictatori, știi? Îmi place să mă uit la documentare și mai departe. Adică înțeleg ce simbolizează Che Guevara, care îmi spune că era medic. Adică unul care a mirlit atât de mulți oameni, care să fie și medic pe deasupra, mi se pare... Buenas petardes! Așa, da! Buenas petardes! Bună și ție, Delia! În primul rând, deschiderea. Deschiderea m-a gata, m-a cucerit. Să-ți vină una care arăta. Era Che Guevara unul la unul. Buenas dias, petardes! Direct. Bum, s-a dus. Salut, amor, pesetas y mujeres con grandes tetas. Cu capul mare, adică. Ole! M-am întâlnit în spate cu Ramona de la Neața, mare fană. Pe de o parte mi-a făcut capul mare, pe de altă parte am înțeles că numai asta știe să facă. Mama da gorda! Ea a fost împreună cu Cuza. Ce nume mare, domnitorul Cuza a unit țara românească cu Moldova, formând Principatele Unite România, în timp ce Cuza al Ramonei a unit 28 de puncte, formând o girafă. Ramona nu era singură. Era cu Teo Roz, care a crescut acum și nu mai are nimic chiar așa de roz. Era și Viviana Sposub. Mi s-a părut că spune Viviana Iosub. Am zis Che Guevara, eu deasupra. Dar nu despre asta am venit să vorbesc. Ce-o face cu noi, Dane? Despre rebelii acestei națiuni. Mă numesc Ernesto Pelado Tete Furibundo, Serna Fuser Ciancol Luis Gonsalves Galvez, Tatu Adolfo Mena Gonsalves Ramon Fernando Che Guevara. Wow! Poftim? Ăla buletin, tata. Pe vremea mea era jenant să te numești Covid. Exact ca acum. El a fost un lider, acum a plecat la prima. Mi-aduce aminte de mine când am plecat în Bolivia, practic într-o groapă. Cine mai este astăzi un lider? Lucian Mândruță, cel care merge pe bicicletă până la mare pentru că nu vrea să polueze. Din același motiv, probabil nu mai apare nici la televizor. El se vrea un lider spiritual al societății. Toți sunt lideri astăzi. Nimeni nu mai vrea să fie un oarecare. Nimeni nu mai vrea să fie Șerban Copoț. Nici măcar el. Și Tudor Chirilă este un lider, un exemplu. Privindu-l, putem să ne reamintim mereu de unde plecăm și cum putem ajunge. Marius Manole e un rebel. Acest Che Guevara al teatrului românesc se bate cu toată lumea, dar mai ales se bate cu pumnii în piept. Dar el este un conducător și poate dovedi asta. Șeful statului a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler categoria D. E un conducător pentru că asta înseamnă că poate conduce și camioane. Ai, frumos. Într-un fel e ca Mihai Bendeac. Două genii neînțelese. Ați putea juca împreună? Parcă au avut pe Delia. Împreună cu cine? Mai bine îl puneți conducător pe Șerban Copoț. Da. Pentru că e nevoie de oameni care nu au nicio jenă. El se îmbracă în femeie destul de des, dar nu-l înțelegeți greșit. Vrea doar să aibă o scuză pentru cât de prost conduce. El a vrut să fie pilot de curse ca și Chelu, dar a renunțat. Îi spuneau ăștia travestitii aur. Trebuia să vină și gluma sezonului. Ai păstrat cel mai bun text, comandante. Travestitii aur. Românii și-au imprimat pe tricouri chipul meu, deși nu mă cunosc. Jumătate dintre ei sunt convinși că sunt Bob Marley, cealaltă jumătate că sunt Connector. Bine, pe vremea când era portorican. Așa. El a compus în cinstea mea melodia ce? Guevara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă plimb, când pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. E, lasă că doarme acum. Cine este liderul celor cu minte puțină și foarte puțină?
Shelly, prieteni, e râit, e adevărat, dar de câte ori deschide gura, el reușește să transforme un mic defect de vorbire într-un defect și mai mare. Cornel Ilie se trezește la 6 dimineața ca să ne arate că este primul care a votat. Să te trezești la o asemenea oră ca să schimbi ceva, asta înseamnă să fie ieșit deja la pensie. A compus o melodie pe care a cântat-o cu Lidia Buble, Vino, du-te, și cine știa atunci că această piesă îi caracterizează în două vorbe întreaga carieră. Până și Dorian Popa e un lider astăzi. Despre el spune lumea că a luat pastile ca să-și umfle mușchii. Nu-i adevărat. Are brațele așa, de la cărat sacoșe ca să-l pună și pe el într-un juriu. Nu voia să fie atât de mare, dar l-a cărat și pe al lui Cristi Iacob. De ce? Cristi Iacob a venit în locul lui Orodici, care a plecat la ProTV. L-au luat pentru că erau disperați să ajungă și ei pe locul 2. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ăștia sunt rebelii voștri, prieteni. E rebelită. Vă spun eu, Petre Roman e un revoluționar adevărat și e și sportiv la vârsta lui. Se dă cu placa. Singura problemă e că nu poate mânca în același timp. Ați putea să învățați de la Chelu, corect? Pentru că eu am dus lupte de gherilă, el duce lupte de gorilă. Nu știți nimic despre el, n-aveți curaj să râdeți, corect? Vă spun eu despre el niște lucruri. E un om sensibil, îi place să danseze. Atât de mult îi place să danseze încât nu mai are nimeni curajul să-l invite la înmormântări. Ba da. Tu ești un rebel de mic. Umblă vorba că încă de pe la 12 ani te prefăceai bolnav doar ca să primești supozitoare. Asta i-a făcut pe producătorii americani de film să te remarce, Mihai. Am auzit că vei juca într-un film un rol extraordinar, e un film epic. Vei fi un erou, Spartacus. Spartacus. Sau poate vrei Shakespeare? Poate vrei Shakespeare? Ai putea direct să intri în Coriolanus. Uite-mă, vedetă. Am văzut că porți în ultima vreme o șapcă. Care-i treaba cu șapca aia, Mihai? Ai găsit în sfârșit problema la tine? Da, capul era problema. Dar nu știu dacă șapca rezolvă situația. Știu, tu nu-i miști pe nimeni. Întâmplător mai era cineva aici în juriu care poartă șapcă. Doar că la Chelu e de camuflaj, la tine e cam de cocalar. În loc să fii preocupat de meserie, Mihai, ești preocupat de cum arăți pentru că ești român. De-aia artiștii de afară iau premii și ai voștri nu prea. Michael Douglas a luat premiul Emmy. Taylor Swift a luat premiul Grammy. La voi doar Monica Davidescu a rămas cu premiul Temi. Ce Dumnezeu, Mihai! Tu ai făcut atâtea școli de rușine. Crezi că dacă vinzi cartea aia și donezi fondurile, vei fi mai apreciat? Încearcă mai mult! Fă-ți o iubită fără picioare! N-o să fiți mult împreună, n-are caritate! Vezi dacă merge. N-o să fiți mult împreună pentru că n-are cum să meargă. Delia, tu de ce crezi că nu râde Mihai la glumele tale? Pentru că nu ești amuzantă, Delia. Ești așa de amuzantă încât ai putea să deschizi show-ul pentru Dan Badea. Ceea ce ar fi foarte ciudat, pentru că n-am auzit până acum de vreo femeie care să vrea să deschidă ceva pentru el. Mamă, ce? Și vine că se mai mută lucrurile un pic. Să mai mută, hai, mai, stai mai. Liniștit. Mai vină, mai vină, hai. Orice ai face, Badea, da. Nu vei fi niciodată ca Micuțu. El este singurul din țara asta care face duș la spălătoria auto. Delia, tu nu trebuie să fii amuzantă oricum. Tu ești o mare artistă, te pricepi atât de bine la muzică și
cam asta. Dar am auzit că pictura îți place, mai ales acel pictor cubist care tratează forma corpurilor într-un mod diferit. Știi, pica, ciu, da. O să închei acum. Am început aici, dar o să termin afară, așa cum spune lumea că ar fi trebuit să facă și tatăl lui Mihai Bendeac. Știi cum ar fi dispărut emisiunile tale? Ar fi spus cineva, șterge și tu în puii mei. Viva la Revoluțion! Viva la Revoluțion! Câștigătorul Ai Umor, sezonul 11, Andreas, El Capitan. Nu există, mă. El e. Nu există așa ceva. Mamă, mamă, aș ters cu noi pe jilat. Știți ce?